Despre activitatea noastră aș putea să spun că ne desfășurăm pe trei paliere: cercetare, conservare, promovare, valorificare, coordonare metodologică a așezămintelor culturale. Dacă în acest moment, în cadrul cercetării, conservării, compartiment în care doamna Constanța Cristescu, muzicologul nostru, își desfășoară activitatea, pe fiecare din cele trei segmente avem oameni calificați, oameni care în acest moment au confirmat implicarea, au confirmat bunele rezultate în evenimentele pe care le-am avut. Dincolo de teatru pentru copii, ansamblul Ciprian Porumbescu, pe lângă participările la festivaluri pe care le are în fiecare an, participările la târguri, la expoziții, la emisiuni de televiziune, dincolo de lucrurile astea, unde ansamblul Ciprian Porumbescu apare ca să-și facă o imagine, pentru că este foarte important să apărăm nu numai la spectacole în zone, ci și în țară, la festivaluri importante de gen. Spre deosebire de celelalte două direcții, Școala de Artă are menirea de a educa și a promova tinere talente, tineri, elevi care să vină în sprijinul ansamblului Ciprian Porumbescu, să vină în sprijinul conservării culturii tradiționale de la noi din zonă. Școala de Artă deci este implicată în mai multe clase, mai multe catedre și noi propunem ca anul 2016-2017 să mai facem niște extinderi. Deși nu avem spații, dar vom face niște clase externe, cred că. Ne-am gândit la arta populară, la meșteșugul lemnului, la încondeiatul ouălor. Ne mai gândim ca la noi, tot la cadrul școlii, să deschidem și o secție, deci o clasă de dans de societate, pentru că sunt solicitări. Dar problema se pune spațiu. Spațiu. Deși la noi, parte dintre profesori, scumulați câte doi pe clasă. Dar două schimburi. În general, noi am promovat foarte bine că avem ansamblul format din elevi ai Școlii de Artă, ansamblul Bucovina, care anul trecut a reprezentat cu cinste și onoare un festival în Germania, iar anul 2016 vor fi prezenți în Polonia. Am dat curs la multe spectacole, care le-a enumerat domnul manager, și interesul nostru trebuie să promovăm elevii, să promovăm școala, direcția și Centrul Cultural Bucovina, pentru că numai prin spectacole, numai prin producție, se vede munca elevului.